Sau și mi-a venit. N-am mai postat de ceva timp. Asta de aici am fost ocupat cu școala. Eu în fine postam. Mă gândeam să postez mai des, doar că, din păcate, n-am putut. Am stat astăzi acasă fiindcă sunt răcit și nu mă simt foarte bine. Aș vrea să vă zic un progres nou. După cum puteți observa, am reușit până la urmă să fac masa mai mare și să-mi pun și eu locomotivele să se miște. După cum știți, înainte era diorama mea, era mică. De fapt, masa era foarte mică și nu aveam loc unde să-mi pună toate locomotivele și vagoanele. Doar că de data asta am reușit până la urmă să fac și eu măcar să pun o parte din vagoane pe dioramă. De fapt pe circuit, dar pe viitor s-ar putea să termin o dioramă. Bun, pe astăzi, pentru că am reușit să fac circuitul ăsta mai mare, aș vrea să fac o rulare a locomotivei BR185 conex cu cele trei vagoane autoconex. Și hai să începem. După cum puteți observa, am cele trei vagoane noi pe care mi le-am cumpărat. Da, după cum puteți observa, am reușit să-mi pun o parte din vagoanele mele, dar cu greu. Asta dă multă iluminare. Aici mă gândeam ca pe viitor să fie o gară, aici să fie un peron. Dar că mă gândeam să fie pe partea asta, doar că din păcate partea asta este prea mică și nu prea pot și nu prea pot rula să pot să pun peronul. Treaba este că, că eu în sine puteam să, dacă aș fi fost prin macazele acestea, nu prin alea curbă, aș fi putut avea mai mult loc unde să-mi pun și eu acele șine, dar că uitați, nu am loc. Și am reușit să pun și vagoanele astea de B ca să fie mai frumos. Am reușit până mă să fac și eu roz, am reușit să fac și eu 14 abonați și vă mulțumesc celor care s-au abonat la mine. Da. Deci uitați cele 3 vagoane ale lui. O să rulez și eu cu ele într-un videoclipul de mâine. Masa asta, după cum puteți să vedeți, are aici niște chestii. E bine, ea trebuie să fie împins așa tare. Este sub ea, este una niște bare care, de fapt bara asta este cel care ține masa. Acum pot să-mi rulez și eu mate. Eu în sine plăneam să-mi iau o altă masă de acasă. Și vă las în continuare.
Bun, cam așa a fost videoclipul de astăzi. Ei bine, vreau să vă zic că de acum că diorama, că masa n-a fost cumpărată. Este cea veche care o știți voi din unele videoclipuri, cea mică, doar că am făcut-o mai mare, fiindcă ea în sine se putea face mai mare, doar că atunci nu mi-a venit în minte să fac ideea asta. Vă mulțumesc pentru că a fost că sunteți alături de mine și ca să încercăm să ajungem și noi la 20 de abonați, măcar să ajung și eu la un număr de abonați și ne vedem la videoclipul de mâine în care o să fac rularea tuturor vagoanelor din de acolo, de marfă, plus cu acestea noi care le-am cumpărat. Ei bine, vă urez o zi frumoasă.